Evenimentul a avut loc seara trecută în incinta Casei de Cultură și a reprezentat primul spectacol din stagiunea de primăvară susținut de ansamblul folcloric profesionist Doina Gorjului la Târgu Jiu. Pentru ziua de 8 martie închinat femeilor din județul Gorj și mamelor și prietenilor și tuturor telespectatorilor și spectatorilor. Ca de fiecare dată, sala este arhiplină, este neîncăpătoare pentru toți gorjenii care doresc să vină să vă vadă. Sunteți foarte norocoși, ansamblul Doina Gorjului. Într-adevăr, a fost aglomerație, toată sala a fost arhiplină pentru că a mai fost de mult un spectacol și lumea e dornică de folclor, în special de un spectacol nou, cum a fost acesta. Și vă spun sincer, meritul e, nu e normal, este, bineînțeles, capul, orchestrația și tot ce ați auzit și ne aparține nouă. Și dansurile la coregraf și așa, munca ne aparține nouă, orchestrei și dirijorilor. Pe scena Casei de Cultură au urcat nume cunoscute ale muzicii populare gorjenești. La spectacol a fost prezentă Olguța Berbec, Valentin Samfira, Roberta Crinta, Ion Drăgan și mulți alții. Toți cei prezenți au dorit să le ureze la mulți ani doamnelor și domnișoarelor, chiar dacă mai sunt două zile până la data de 8 martie. Pentru mine e o onoare să le cânt gorjenilor și mai ales astă seară, pentru că a fost o seară dedicată doamnelor, mai devreme ce-i drept de 8 martie. Le spun la mulți ani, doamnelor, să fiți sănătoase, să rămâneți frumoase la suflet, mai ales, așa mereu aproape de folclor, cum ați făcut-o de fiecare dată, și să aveți noroc de dragoste multă. Vă iubim și vă mulțumim! Pentru colegii mei de ansamblu le doresc multă, multă sănătate, în primul rând să aibă putere de muncă, cât mai multe realizări pe plan profesional și pe plan sentimental, de ce nu? Pentru că primăvara e plină de dragoste și pentru toate femeile din lume, multă, multă sănătate, spor în pungă și viață lungă! Acest spectacol face parte dintr-o serie de evenimente organizate în această săptămână pentru a sărbători începutul primăverii, dar și pentru a celebra Ziua Internațională a Femeii.